Eu sunt oameni și m-am găsit la un nou episod de pe acest canal, lume. Astăzi o să facem ceva total uh, inedit, aș putea spune, lume. Astăzi o să vreau să fac un episod un pic mai special. Practic, băieți, în acest episod o să vreau să fac așa un mic walkthrough, aș putea spune, al Deep Web-ului. Uh, probabil ați mai auzit de termenul Deep Web și, uh, practic, o să vreau să fac o serie în care aș putea să spun că vizităm deep web-ul și vedem ce fel de site-uri putem găsi pe el. Și o să facem acest episod ca o mică prefață, adică o să vreau să văd la început ce se află la suprafața deep web să vedem ce fel de chestii putem găsi dacă ne aventurăm în partea aceasta și o să vă explic exact cum funcționează tot sistemul ăsta. Deci, la lume, practic deep web-ul reprezintă totalitatea site-urilor web care n-au fost indexate. Adică n-au apărut pe Google, n-au apărut pe Bing, pe Yahoo, pe orice search engine există, sunt site-uri ascunse. Ei bine, lumea când zice deepă nu se referă la astea, se referă la ceva ce cred că mai degrabă este numit dark web sau shadow web sau cum se mai numește. Se referă la dark web-ul accesat prin Tor Browser, care este un browser care practic formează o rețea. Practic e un fel de VPN, după cum putem citi aici, când este accesată o pagină de internet, cererea trece prin mai multe servere Tor înainte ca rezultatul să fie afișat în browserul Tor. În acest fel, sursa respectivei cereri de accesare nu poate fi depistată. Deci, practic, să fie totul foarte secure și uh, să fie maximizat uh, privacy-ul. Și practic sunt niște site-uri uh, puțin mai ascunse care, au, care arată să vă dau așa un exemplu dacă ne uităm aici ceva de genul ăsta sunt chestii random punct onion și practic aici onionul este sistemul întreg prin care funcționează tot Browser este un sistem destul de impresionant și de -al lume practic o să vedem cam ce putem să găsim la suprafață în acest episod și pe măsură ce avansăm putem să găsim niște chestii un pic mai deep aș putea spune. Ok, lumea este mai aici pe Hidden Wiki și cam asta este primul site pe care îl vei accesa în momentul în care vrei să afli mai multe despre DeepWeb. Practic asta este un site pe internetul normal, după cum puteți vedea, și aici avem toate, mă rog, toate, avem uh, niște uh, onion-uri pe care putem să ne începem aventura și aici sunt diferite chestii. Uh, am înțeles că ăsta Uncensored Hidden Wiki este destul de interesant, așa că o să ne uităm la el un pic mai târziu, dar aici putem să găsim chestii de genul Trade Securities Anonymously with Bitcoin. Da, uh, pe Deep Web totul se plătește în Bitcoin. Pentru că este o metodă să nu îți afle identitatea actuală gen prin credit card, prin Paypal, prin așa, prin Bitcoin ești, Bitcoinurile bitcoinurile sunt mai uh, secure din acest punct de vedere și mai anonime aș putea spune. Avem aici chestii gen Paypal, credit card store și dacă intrăm pe ăsta, sperăm că merge. Deci lume, ca să începem să zicem așa cu primul site, pe deep web putem să găsim așa la suprafață chestii de genul site-uri din astea care se joacă cu bani. Adică sell your bitcoins anonymously. Practic, dacă eu fac bitcoinuri prin, prin, minat, prin schemuri, poate printr-o oarecare metodă, eu aici pot să-mi vând bitcoin-urile și să le transform în dolari. Sincer, nu știu de ce ai face asta în loc să te duci gen la un bitcoin exchange normal pentru că oricum bitcoinurile din câte știu eu sunt foarte secure și v-am spus cum sunt foarte anonime și dacă îți transfer bitcoinurile ar trebui să n-ar trebui să fie legate bitcoinurile de persoana ta și este un pic cam ciudat să sell bitcoin prin PayPal. Deci multe lucruri vezi din ce am înțeles eu cam tot ce vezi tu aici pe primele site-uri sunt scam adică o să îți iei mare gherlă, adică pe bune, deci vinzi Bitcoin de 50 de dolari, le dai Bitcoin-ul tău și ei îți trimit cash in mail, ei îți trimit prin poștă banii aia, deci chiar credeți că ei nu o să efectiv o să plece cu Bitcoin-ul tău și o să te lase baltă, adică nu ai nicio garanție că merge și așa ăștia fac mai multe Bitcoin-uri și vând și mai multe și este o mare prostie. Aici mai avem un site de genul, tot chestii cu bitcoinuri, deci ne-am cam lămurit cu chestiile astea. O chestie puțin mai interesantă, avem aici counterfeit USD, deci practic tu poți să cumperi bani falși și te costă 25 ori 50 USD, deci îți dau 750 de dolari, deci noi putem să cumpărăm 750 de dolari falși, contrafăcuți, pentru 325 de dolari, bitcoin bineînțeles. Și ce e foarte îngrijorător este că tu dacă folosești dolari ăștia la gen, te duci la un butic, te duci la o ceva să alimentară, să cumperi nu știu ce, nu o să observe că sunt bani falsi. Și asta este foarte îngrijorător despre chestiile astea. Mă rog, nu știu exact cât de bine sunt făcute. E ceva foarte dubios și după cum puteți vedea, our, not, our notes și dacă citim aici, our notes are produced of uh, cotton-based paper. They pass the pen without problems, UV is incorporated, they pass the UV test, deci că se comportă ca bani reali. Și avem aici și varianta pe euro, deci pentru 750 de euro tu plătești 275, un pic mai, mai ok, dar sunt curios de exemplu în Bitcoin, sunt curios cât înseamnă Bitcoin-ul ăsta în euro. Ok, deci sunt 271 de euro și ăștia sunt 275, deci ceva de genul, cursul chiar e în favoarea noastră, ceea ce e destul de ciudat, dar Wow! Multe site-uri din ce văd eu aici nu merg, ceea ce e destul de trist sau s-ar putea să fie deschis eu prea multe și nu se mai încarcă. Gentor network are avantajul securității, e imposibil să-și dea cineva seama ce faci gen pe Tor, dar este foarte nasol că merge foarte greu și chestii precum live stream-uri, o să vorbesc mai un pic în, fața clipului, nu ai nicio șansă să le vezi. Și pe pagina asta pe Hidden Wiki găsim și chestii precum Gun Store, deci putem să cumpărăm arme ilegale fără licență, fără toate chestiile, să le folosim noi când avem chef. Avem iPhone 12 Pro Max, nu știu cât costă unul bă băieți, gen prețul adevărat din America, dar immediate shipment sunt, v-am spus, eu sunt 95% sigur că nu merge chestia asta și că este fucking fake. Dar ceva mi s-a părut mie destul de interesant și o să vă arăt chiar acum. Dar înainte să vă arăt ce vreau să vă arăt am mai găsit niște chestii destul de interesante. USA Citizenship și toate site-urile astea par făcute de aceeași persoană pentru că uitați-vă și vă gen la fel uh, HTML-ul și plm. Dar uh, poți să cumperi un uh, poți să cumperi un pachet de documente care te atestă ca fiind un cetățean al Statelor Unite aparent, gen efectiv să devii un cetățean al Statelor Unite Gen, uh, your USA citizenship, first payment 1000 din 3000, deci trebuie să dai 3000 de dolari și pentru 3000 de dolari te fac cetățean, din ce înțeleg. Și US bank account with online banking card, great for cashing out Bitcoin. Deci practic, cred că tu ar trebui să cumperi ăsta și după aceea să-ți transferi Bitcoin-urile în banca asta din contul din US și după să-l transferi în alt cont dar mi se pare foarte unsafe pentru că o să poți să să-ți dea track down, deci nu știu, bă, vezi, mie îmi urla schema asta, deci efectiv îmi la schema. Pentru că în momentul în care tu nu ai nicio garanție, este schem, clar. Și o altă chestie, uitați-vă până și buletine false, ban driver's license, deci dacă vrem să luăm o mașină la un test drive, știm de unde. Ok, lumea și practic există și un fel de Google pentru Deep Web, Uh, not evil, din câte știu este cam cel mai bun search engine și aici poți să găsești chestii destul de interesante, dar ce vreau să vă arăt Există super multe site-uri de uh, hitmen, adică practic sunt oameni care teoretic tu uh, îi cumperi serviciile lor Ca să omoare un om pe care vrei tu să-l omoare, vă dați seama este fake uh, Uitați-vă și voi ce am găsit, cred că vreo 10 site-uri care arată la fel Hitman Services, Worldwide, Price, Depends on the Target și îl contactezi la mailul ăsta Tipul ăsta are același mail și, mă, sincer, cred că se fac ceva bani din chestia asta, pentru că cine știe cine este suficient de nebun să cumpere așa ceva. Este bine să este fucking fake și dacă nu ar fi fake, ar fi foarte, foarte ciudat. Um, ar fi moartă multă lume dacă n-ar fi fake. Dar, ca idee, găsisem aici pe Hidden Wiki un uh, unfriendly solution legit hitman service. Mi s-a părut destul de weird cum au, ei, ăsta pare un site chiar de încredere, zice legit hitman service. Sunt 100% de sigur că e legit. Uh, dar am mai găsit aici unul destul de interesant, uitați-vă și voi la asta Deci Dark Mamba is an independent private military company formed by ex-military corps, deci sunt oameni care au fost în uh, armată și ei omoară oameni uh, obișnuiți, omoară oameni importanți fără bodyguards, omoară oameni foarte importanți cu bodyguards și un big boss. Deci uitați-vă și voi ce prostii scriu tipii aici. Kidnapping, stealth work, murder that seems an accident, poisoning, deci să-i utrăvească, heavy work să extermineze să extermineze o bandă înarmată, văd fac ce bandă, nu știu ce muzică visează ăștia. Blast people, să fac explozii. Deci foarte, foarte ciudat. Și au sec mail. Mi se pare interesante domeniile astea ce folosesc și acceptă plata din uh, avans. Payment is made in bitcoins to ensure maximum privacy. Și trebuie un mic avans. Contact us if you're really interested. Deci Pule, Opa, Hopa! Nu știu ce am găsit aici, niște uh, guess aici, pe cartel de Sinaloa, nu știu ce prostie de site e asta. Poate asta e din să te dai pe Dark Am Mamă, și cât de mult durează până se încarcă. Și cursul de la Bitcoin, nu, no, nu știu ce prostie asta. Și da, o să avem parte de foarte mult Onion Site Not Found și toate prostiile astea. Dar haideți să trecem la altceva. Și da, băieți, suntem aici în pătreabă efectiv, bem din acest deci, uitați-vă și voi băi, la cana asta. Și avem băieți, și hanoracul de exploration, de deep web pe noi. Deci, suntem fucking based, dar aici avem un site. Practic așa se cumpără onionurile aparent. Și avem aici, what is an onion domain? Ia să vedem, este 45 MBTC. Deci să vedem tire 8, adică cel mai prost practic. Uh, onion Domain Starting From n Keyword 8 Letters adică practic tipeștea chiar îți fac site-uri care începe cu un nume, adică n-am prea văzut din astea gen onion name chestia random.onion adică de gen, majoritatea astea nu, știu, nu le vedeți, dar majoritatea sunt ceva gen, nu știu ce punct .onion deci e destul de interesant. Și ia să vedem 0.45 înseamnă în dolar să zicem. Nu știu dacă procesează DuckDuckGo mbtk Hmm. Uite, ceva de genul Bitcoin Converter. Cred că ăsta ar trebui să ne aducă la rezultat. Bineînțeles, prin tor ăsta. Deci, Convert from MBTC 0.45. Nu 1000, what the fuck. 8 dolari. Deci, 8 dolari pentru, cred că pentru o lună. Chiar e un site foarte bun, deci s-ar putea să ne postăm site-ul nostru de pe Dfm. What is the vanity on your domain and why should you obtain it? Deci, with sufficiently powerful hardware and using a cryptographic process, deci practic tu minezi pentru uh, http-ul site-ului, pros nu știu cum se numește, pentru adresa, pentru DNS-ul, nici nu știu cum se numește, pentru domain, deci tu aparent minezi cumva pentru domain, nu știu, e foarte dubios cum merge totul și e un proces destul de interesant cum poți să-ți faci un site și eu încă nu înțeleg 100% cum merge, dar este ceva totuși foarte interesant. Dar mai aici pe monitorul secundar niște uh, alte site-uri și o să vreau să intrăm pe un site pe nume Dread și nu știu exact cum o să putem să-l găsim, ia să vedem dacă-l găsim pe pagina asta, Dread, da, deci e Reddit-like website și vreau să văd dacă funcționează, mamă ce, dot. mamă ce domeniu interesant dar nu pare să meargă sau poate este din ala în care trebuie să ai foarte multă răbdare. Există niște din astea și dacă deschizi prea multe îți dau toate connection time out. E foarte nasol să intri pe chestiile astea, dar sunt chestii care merită așteptarea. Și mai am aici un site până se încarcă asta, numit Hidden Answers. Aparent am mai intrat deja pe el. Deci, mă, frate, uitați-vă și how smoke meth. Aparent am mai intrat dată pe el. Dar practic asta este un Reddit al Deep Web-ului și din ce citesc eu aici is like the dark version of Reddit. Și practic este un mod anonim și practic ideea este că pe Reddit ești cenzurat într-o anumită măsură, nu poți să-ți exprimi ideile de gen, vă dați seama gen, ideile de genul care nu pot fi exprimate în ziua de azi pe internet, dar aici pe Hidden s ar trebui să găsim. Dar oricum aici se par, par chestii destul de normale, de exemplu, have you met or befriended someone in the Tor network? If you could steal information, what would it be? How do you deal with apathy? Nu știu apathy. Dar, uh, what are some good password-cracking methods? Și, what? Is there an onion platform where I can get instant Unde poate să obțină informații despre Corea de Nord? Deci, uh, da, aparent, dacă nu știți, în Corea de Nord, în efectiv, aia sunt, uh, n-au 0% internet. ce e foarte nasol. Dar... Uh, nu cred că găsești nicăieri, deci... Ok. Ok, lumea am găsit ceva destul de interesant. Deci... Uh, Există o Politehnică Virginia Tech, o facultate, mă rog, și aparent are un extensive network of steam tunnels, din tunel de abur that run beneath much of the campus. Și că sunt niște tunele cu abur, electricitate și telecomunicații, mă rog, linii de telecomunicații și few realize what lies beneath. Deci vreau să văd dacă găsim ceva interesant și ce poate să fie gen tunelele astea, adică steam tunneling. Nu știu dacă căutăm pe internet dacă găsim ceva legat de chestia asta. Efectiv sunt niște tunele din astea utilitare, adică nu pare nimic aia interesant, dar ok, astea sunt pericolurile. astea sunt pericolurile. Astea sunt pericolurile. poate nu pot să vorbesc. Și practic cineva a făcut o hartă cu toate tunelurile. Deci lumea, mamă, deci asta pare destul de interesant și chiar e Cred că lumea chiar s-a distrat într-o anumită măsură făcând chestia asta, dar uh, uitați-vă și voi gen ce, ce simboluri aici, nu știu dacă nu înseamnă nimic astea, dar uitați-vă și voi ce e pe aici, prin, pe sub aici. I, I have not explored this section of tunnel yet. Uh, mai multe poze nu văd că sunt, dar avem aici ceva destul de interesant, un triploc. Mă rog, ăsta este singurul cu poze și arată ceva de genul ăsta înăuntru, deci destul de interesant, destul de uh, underground și avem aici triplog, deci aici povestește tipul ăsta, povestește tipul ăsta despre ce experiențe a avut el în tunelurile din uh, chestia asta, deci ceva destul de uh, treaba lui ce face, dar aparent există un tip web radio unde putem să ascultăm chestii și oare merge așa ceva? Are deep web bandwidth-ul necesar să ruleze o chestie, bă băieți, mi-e destul de frică, sincer, pentru că eu nu sunt gen, în... tu teoretic o să fac acum o mică explicație, cum poți să accesezi deep ul Teoretic, cel mai bine îți instalezi Tails uh, pe un stick. Practic, Tails este o distribuție de Linux și pe Tails, practic, este 100% incognito. Uh, am încercat cu Tails, dar este foarte greu să filmezi, așa că m-am hotărât să aleg a doua cea mai bună chestie și, practic, mi-am instalat pe calculator Ubuntu Linux. Uh, practic, efectiv, am instalat un Ubuntu normal și am instalat Torpil și am zis e. Uh, e destul de safe. În momentul în care ești pe Linux, pe Windows este destul de unsafe, mă rog, gen, nu este chiar atât de unsafe, dar dacă e, gen, sunt la mine acasă și vreau eu să intru pe nu știu ce, gen, ați văzut, în, în mare parte sunt chestii care nu sunt harmful, dar dacă intri pe ceva destul de dubios, ar fi bine să ai toată protecția necesară, dar ideea este, bobeți, că practic eu mi-am instalat aici Linux și așa pot să accesez tot browserul și există și pe Windows, dar nu vă recomand. Dacă vreți să faceți asta, faceți-vă Tails, nu e destul de complicat. Mă rog, e complicat să-l filmezi, doar că da. De asta puteți vedea și în spate. Calculatorul secundar se ocupă de webcam, e un sistem destul de interesant și faza este că, sincer, trebuie totuși să avem un pic de grijă și nu aș vrea să dau gen. Eu acum am o chestie care blochează toate scripturile și chestia asta e un script sau un player ceva, ăsta playerul de la radio și, sincer, nu aș vrea să deschid pentru că cine știe ce se întâmplă, adică nu cred că o să merite riscul ca să ascult eu Ultimus Vir in Europe, cultura pugnat sau ceva de genul gen. Sunt ra radio, radio foarte random. Cu ambient electronic and space music, sună promițător, dar da. Bitrate 128, deci 128 de kilobits pe secundă. Sincer, cred că ține deep web-ul atâta, să fim serioși, 128 de kilobits pe secundă. Și tocmai am găsit un site pe deep web cu uh, fucking Biblia, deci în caz că vrem să citim Biblia și nu o avem în casă, cum o are orice român, dar putem să citim Biblia în engleză chiar. Uuu, uh, mă, câte limbi. În arabică, în arabă, sunt foarte prost, până și în maghiară, fucking maghiari ăștia. Dar nu există în română. Asta este destul de nasol. Dacă vrem să citim Biblia în română, se pare că Deep Web nu e locul, nu e locul în care vom face asta. Dar, da, practic este Bibleation. Povești foarte, foarte frumoase. Să alegem un capitol random să vedem unde ajungem. Capitolul 10 din cartea lui Ezekiel. Nu știu, mi se pare că... Nu, evangheliile erau scrise de altcineva. Nici eu nu știu, mai bine nu mă bag în religie, nu e, nu e punctul meu foarte. Da, mă rog, și e un limbaj destul de complicat și știm că noi vedem religia și creștinismul ca ceva gen, da, pâlmul, Dumnezeu. Dar chiar dacă stai să te uiți un pic la chestiile astea, chiar găsești niște chestii foarte interesante. E mie, mie, și acum mi-e e foarte greu să le citesc în engleză, din așa selectiv mai poți, dar este destul de complicat să înțelegi ce scrie aici. Și chiar sunt niște chestii foarte interesante dacă ai motivația necesară să te uiți prin ele. Oh, bă băieți, ce-am găsit aici? Welcome to Deepthroat, features the largest collection of users submitted teen videos and pictures. Deepthroat is the first original teen porn site on the deep web. Deci, da lume, în caz că vrem să vedem teen porn, ăsta este locul perfect în care putem să facem asta, din păcate, este uh, un site uh, Închis aș putea spune, gen trebuie să te loghezi pe el vă dați seama, la, la ce prostii sunt aici normal că trebuie. Remember, don't talk about what you see here. Deci, uh, da, aici sunt uh, chestii care uh, sunt, uh, care nu uh, trebuie să fie pe internet și sunt uh, ilegale. Ok, și ce am găsit aici. Uh, un site-un pic mai obișnuit, ceva mai normal. Practic, aici se vede viteza de pe tor și din ce văd eu aici. Uh, poate să-ți ia, de exemplu, dacă ești pe un server din asta mai bun, poate să-ți ia și să ai gen 100 de mega pe secundă din ce văd aici. 100 de mega, ce 100 de kilobits pe secundă, gen cel mai rapid, cel mai rapidă viteză e 100 de kilobits pe secundă și poți să ai și 25 de kilobits pe secundă dacă citesc eu graficul ăsta ca lumea și cred că o fac asta. Deci uh, v-am zis, Deep Web este foarte greu, foarte lent și de asta servicii precum Hitman, chiar dacă ipotetic vorbind ai putea să faci ceva de genul, n-ai putea să faci live stream. Mă rog, ai putea să trimiți video, dar nu poți face live stream din păcate pentru că e prea lent uh, tor, uh, rețeaua de tor. Ok, lume, și pentru ultimul site din acest episod, uh, am găsit ceva destul de interesant și vreau neapărat, sper neapărat că o să meargă. Alau, nu știu ce punct on, eu, Nu okay, să-i dăm mi-am închis Chrome în caz că afectează ceva. Practic pe site-ul ăsta sunt niște mesaje codate care sunt oficial trimise de la, nu știu, de la spioni, la armata din Statele Unite, n-am înțeles exact. Da, mă rog, deci în chestia asta ar trebui să fie un mesaj codat, Uh, bineînțeles că nu avem uh, eu personal și probabil nimeni nu are tehnologia necesară sau ideile necesare să decodeze un astfel de mesaj, dar ceva destul de interesant. Deci da lume, practic ăsta a fost episodul nostru de pe Deep Web. Uh, în viziunea mea, să spun așa, aș vrea să mai fac câteva episoade în care explorăm mai multe, mai multe părți mai adânci din Deep Web. Noi practic ne-am uitat acum la ce poți să găsești la modul general pe Deep Web, uh, oricum lume cred că asta a fost episodul nostru de astăzi. Uh, sper că v-a plăcut. Uh, este duminică, cred, când postez acest episod, duminică noapte. Deci, da, uiteți, vă urez o duminică foarte mișto, un luni și marți foarte mișto, care e liber de la școală, cu toate că având în vedere că facem școală online toată ziua, e, gen tot anul e liber de la școală și avem o vacanță endless, cel puțin dacă nu ești în a 8 -a sau a 12 -a. Asta a fost episodul, eu am fost Azlo, nu uitați să lăsați un like și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!